Sanțierilor este abordată diferit. Banca Centrală impune un cod etic prin care în următorii 5 ani clienții sunt ajutați, fie cu reducerea valorii creditelor, cu scăderea dobânzilor sau chiar cu amânarea ratelor. La noi slabe șanse să se întâmple așa ceva. Banca Națională nu este însă minister și nu dă dispoziții bănci. Banca Națională controlează băncile, le supraveghează, le reglementează. Nici de la stat nu vine niciun ajutor. Guvernul a promis electorata, care însă nu funcționează, pentru că băncile nu știu cum să aplice decizia. Așa că 50.000 de români cu credite cumulate de peste 1 miliard de euro se pot trezi cu recuperatorii la ușă. Angela Tărăteanu a fost gata să-și pierdă casa pentru o datorie de 3.200 de lei, pe care banca a vândut-o unei firme de recuperări. Fără să te anunțe. Fără să ia contact cu tine. Deci eu am semnat cu banca, n-am semnat cu firmă de recuperare. Marea nemulțumire pe care o au clienții este aceea că în acest moment se prezintă la bancă să-și plătească chiar și acele rate cu întârziere, iar banca nu mai vrea să le accepte acele plăți. Ca să nu ajungă pe mâna recuperatorilor de împrumuturi, cei care au dificultăți financiare și nu mai pot plăti ratele, e bine să anunțe banca din timp. Așteaptă o lună, două, trei și când vin la bancă, e prea târziu, câteodată să ajung în situația că banca a vândut deja creanța respectivă și nu mai are legătură cu acel credit decât o firmă de recuperare. Numai anul acesta, două dintre cele mai mari bănci din România au vândut portofolii întregi de credite cu probleme în valoare de peste 775 de milioane de euro.